Anchetatorii au intuit că trupul femeii fără cap, mâini și picioare, găsit sâmbătă în județul Dâmbovița, a fost adus de râu, așa că au dispus căutări în amonte pe albia râului. Pentru asta au apelat la angajații de la ISU Argeș, care au căutat și celelalte fragmente de trup în apele Argeșului din barcă cu cănci. Abia la câțiva kilometri s-au găsit urme de sânge lângă unul dintre podurile care traversează râul Argeș la Cătească, în amonte de locul unde a fost descoperit trupul tranșat al femeii. Lucrarea este înregistrată la Dâmbovița, însă noi am primit solicitarea din partea colegilor noștri să-i ajutăm la căutări în zona noastră, evident, de competență. S-au organizat echipe mixte de polițiști și jandarmi care încă se află în zonă și efectuează căutări. O să vedem despre ce este vorba, ce s-a găsit, din câte am înțeles, a fost, bineînțeles, transportat la SML și se fac cercetări în continuare. Vreau să vă spun că și o echipă de la noi, de polițiști, de la investigații criminale, la fel efectuează activități în această cauză. Anchetatorii au stat de vorbă cu toți localnicii care ar fi putut furniza indicii cu privire la acest caz. S-a găsit colegul ceva în șanț? Haine? Dar unde? Acolo? La pod? La pod? La Cătească? Nu, pe aici. Pe drum? Nu, în șanț, podul, știu eu, am auzit și eu. Ați auzit ceva în seara aia? Am venit. Eu sunt bătrână. Dar ce, au fost găsite niște haine aici, am înțeles? Nu știu, mame, am văzut că era poliția când a venit, despăcea, era la poartă, despăcea, știi ce, pantaloni așa, parcă era, nu știu ce era. Audierile au fost extinse și la Leordene, acolo unde femeia locuia înainte de a divorța de fostul soț. Când a văzut-o ultima oară, dacă știe ce s-o fi... Am văzut-o după 5 ani de când a plecat, domnule. De 5 ani e plecată și n-am văzut-o niciodată. Și colegii de serviciu ai femeii de la brutăria din Topolovene, acolo unde ea lucra, se află pe lista celor audiați. Toată lumea a rămas înmărmurită când a auzit despre ce s-a întâmplat, mai ales că se despărțiseră de colega lor joi seara la terminarea schimbului. Era o fată de nota 10, o colegă excepțională. Mă bazam pe ea în orice moment, nu numai eu, și toți colegii, șefii, inclusiv șefii. Nu lipsea niciodată, era o femeie la loc cu ei, își vedea de casă, de familie, de tot ce era mai drag. Fata ei, că își iubea fata ca din ochii din cap. Cea mai plauzibilă pistă a anchetatorilor este aceea conform căreia oribila crimă s-a petrecut între orașul Topoloveni din Argeș, localitatea Valea Mare din Dâmbovița, acolo unde femeia locuia împreună cu concubinul care o aștepta seară de seară să vină cu mașini de ocazie de la muncă. Ce credeți, doamne, să fie ea? Ea să fie, are 36 de ani, nu are altcineva să fie, dar păcat că are și o fetiță. Și era destul de amărâtă. Ci că n-a mai ajuns acasă, trebuia să încă cu ocazie, am înțeles. A plecat la 10, zice, de acolo. Și a plecat cu ocazie. 10 seara? Da, și o aștepta bărbatul ăsta care stă cu el la o pompă la crânguri acolo. Și n-a mai ajuns. El a sunat, i-a avut telefonul, dar nu mai răspundea telefonul, i-a luat telefonul. Polițiștii au întocmit un cerc de suspecți, dar nu au făcut publice deocamdată detalii despre vreunul dintre ei. Trebuie menționat că în mare parte investigatorii sunt aceiași care au lucrat și la cazul Elodia.